Mierea are proprietăți miraculoase și se pare nu doar în teorie. Un sucevean a transformat acest produs într-un elixir. Zeci de oameni au apelat la el și pentru foarte mulți a fost ceva benefic. Florin Popescu este campion olimpic la canoe, laureat cu aur în 2000 la Sydney. Cariera l-a adus de peste 300 de ori pe podium, însă performanța a plătit-o cu sănătatea. După trei operații la umăr, au mai apărut și alte probleme. Tot mă plângeam că am arsuri la stomac. Dar mi s-a recomandat de cineva să fac ceva natural. Și atunci am apelat la un apicultor și după o lună de zile, după ce am luat acele preparate naturale din miere, nu am avut nicio problemă. Nici în ziua de azi nu am nicio problemă. De mai bine de 10 ani, Ilia Abramiuc a descoperit o rețetă miraculoasă, pe care o ține secretă și este știută doar de membrii familiei. Noi, până la această dată, avem mii și mii de cazuri rezolvate fără rateu. Au fost folosit, acest produs a fost folosit de copiii de un an și două luni de zile, la 96 de ani, în situație critică de sarcină. De profesie chimist macromoleculist, în urmă cu 40 de ani, și-a cumpărat primii doi stupi. Acum are 700. Aici avem laboratorul. Ăsta e laboratorul care mi-am visat de o viață întreagă, să am laboratorul meu. Liviu este medic și nu de puține ori după ce a pus diagnosticul pacienților și tratamentul nu a dat efectul dorit, le-a recomandat să se trateze și cu produse obținute din miere. Și a fost o mare uimire pentru mine când la o lună am făcut aceeași endoscopie cu aceeași aparatură și am rămas uimit în cauza că au rămas doar din două ulcere cât 50 de bani mărimea, doar cicatricile și negativă la Helicobacter pylori. Printre clienții familiei Abramiuc se numără și numeroși foști sau actuali sportivi. Elisabeta Lipă, unde convingându-se de efectul benefic a produselor apicole, loturile de canotaj folosesc mierea noastră ca un supliment alimentar. Deodată. Odată. Nu mai spunem de bitang, gimnaștii. Nu spunem cei de la canoe, unde cu rezultate deosebite și pentru sportivi, dar și pentru antrenorii sportivilor. Cine să vă spun, eu chiar consum miere în fiecare zi. Dimineața când mă trezesc, primul lucru care îl fac, iau câte o linguriță de miere. România a fost și este unul dintre cei mai mari producători de miere a Europei. Ne clasăm pe locul 4, iar apicultorii produc anual aproximativ 22.000 de tone.